Situație fără precedent în secția de maternitate a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Dacă în anii trecut sute de mămici alegeau să-și aducă copiii pe lume în această unitate spitalicească, acum ele aleg alte spitale. În trecut lunar, în secția de maternitate a Spitalului Județean nășteau peste 200 de femei. Acum numărul lor s-a înjumătățit. Mamele merg în general către spitalele mai mici, gen comunale, sau spre clinici. De ce credeți? Nu știu de ce. Haideți, îmi explică, merg într-o clinică unde au un nivel mai ridicat de asistență medicală, dar în spitalele mai mici, unde nu au ginecologie permanentă, nu au neonatologie permanentă, nu știu de ce mamele merg în acele zone, nu pot să-mi explic. Camelia Roman nu-și explică cum de s-a ajuns în această situație, pentru că susține ea, în permanență este un medic ginecolog și un neonatolog care să asiste femeile la naștere, iar secția este dotată cu aparatură medicală nouă achiziționată prin Banca Mondială. Deși suntem maternitate județeană, cu aparatură de ultimă generație adusă în ultima perioadă, cu medici specialiști pentru neonatologie cu gardă permanentă, ginecologi gardă permanentă, totuși numărul nașterilor au scăzut. În trecut, saloanele secției de maternitate a spitalului din Târgu Jiu erau neîncăpătoare, însă acum pe aici cam bate vântul. Puținele mămici care mai nasc aici se declară mulțumite de condiții și de asistență medicală. Ești mulțumită de condițiile de aici? Da. Foarte bine, am fost tratată chiar nemaipomenit. Tu ești sănătoasă, copilul sănătos? Da. Perfect. Și echipa de medici și de asistenți și de tot ce ține de spital chiar au avut grijă de mine. Sunt foarte mulțumită. Ai fost tratată bine? Da, foarte bine. Am născut bine, am născut în regulă, bine, sănătoasă. Acum așteptăm să plecăm acasă. Dacă la secția maternitatea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu nașterile sunt tot mai puține, la Spitalul Orășenesc din Mumbești Jiu numărul femeilor care aduc pe lume un copil a crescut cu o treime. La noi au crescut cam cu o treime față de anul trecut. Da. Sau poate chiar mai mult și avem o medie cam vreo 34-35 de nașteri pe lună. Majoritatea mămicilor din Gorj cu o stare materială bună aleg să nască în clinici mari din alte județe.